Sabrina are un mesaj pentru Dima în care vrea să îi spună că nu prea se odihnește bine, nu reușește să mănânce, mai mănâncă așa un pic spre seara, a zis. Dar spunea Sabrina că o înțelege cel mai bine Dima, pentru că ea atunci când este supărată nu reușește să mănânce, nu stă mai mult singură pentru că agitația celor din jur o agită și mai mult. Îi spune Sabrina că mănâncă cât de cât ca să reziste cât o mai fi să stea în această competiție. I-a zis Sabrina lui Dima că speră să fie și el ok și știe că se gândește la ea pentru că și ea face asta. Îi zice că nu credea că vor ajunge în situația asta să fie atât de mult, de, atât de mult timp despărțiți vrea să știe că este dor de el și că abia așteaptă să ajungă acasă și să fie împreună. L-a rugat să aibă grijă și de mama ei și să o aștepte amândoi că o să vină. Celor care o susțin pe Sabrina vrea să vă mulțumească că îi sunteți alături, indiferent de tot ceea ce s-a întâmplat, mai ales în ultima perioadă. Vă mulțumește, vă pupă, vă îmbrățișează cu drag. Fetelor, vrea să vă spună că a primit și pachetele pe lângă scrisoarea despre care v-a mulțumit aseară și vă mulțumește pentru că sunteți acolo și vă spune că s-a și îmbrăcat cu salopeta primită de la voi și îi place foarte tare și i-au plăcut toate cadourile. I-a spus lui Dima că și el a primit cadouri pentru aniversarea lor, dar din păcate vor fi despărțiți la aniversare și... A zis Sabrina că îi va da și lui cadourile acasă. Cam acesta este mesajul Sabrinei. La sfârșit i-a spus lui Dima, iubire, te iubesc din toată inima.